dimineața, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, Școala de Trading. Haideți să vedem ce se întâmplă cu Bitcoin-ul. Oare am scăpat de corecție? Oare asta a fost tot? Sau ne mai așteaptă ceva și mai jos? Adică prețul să mai scadă un pic, gen pe la 30.000, 20.000, glumesc. Era o glumă. Știu că mulți acolo îl așteaptă. Dar nu se mai duce momentan. Poate că nu ajunge la, nu știu, 200.000, să ajungă înapoi la 30.000, nu știu, nu cred. Nu, eu cred că nu o să mai ajungă niciodată acolo. De ce? Simplu. Fiindcă de 10 ani de zile, el nu face altceva decât să urce. Dar noi suntem preocupați să înțelegem lucrul ăsta, încât să realizăm că, de fapt, de cât atâta face. Și este vorba doar de răbdare. Iar noi nu prea avem răbdare, ne cam plictisim. Foarte repede, foarte repede. Bun, mă uitam pe BLX, încercam să-mi dau seama pe weekly. Mă uitam la MACD și este clar în corecție, dar de obicei mare puțin de tot și scăpăm de corecție, da? Puțin de tot. De ce? În momentul de față se pare că a făcut un bounce pe Moving Average 50 pe weekly și ar că am vrea să plece. Am avea nevoie de o lumânare genul ăsta, adică un hammer, da? O lumânare verde și să urce prețul un pic peste 50.000. Eu zic că sunt șanse să urcăm peste 50.000 până la sfârșitul săptămânii. Da? Totodată, dacă ne uităm un pic pe daily, 2 secunde, vă spuneam eu de aseară că avem nevoie de o lumânare care să confirme peste, să rupă rezistența. Da? Aici a rupt rezistența, lumânarea a plecat după rezistență, dar bine ar fi să avem astăzi o lumânare închisă peste 49.028. Dacă am avea o lumânare, ar și confirma, dar surpriza deja există. De ce? Deja s-a intersectat MACD-ul. La fel avem nevoie să... Deci avem deja o zi pe pozitiv, ceea ce înseamnă că am cam scăpat. Contează foarte mult ziua de astăzi. Dacă ziua de astăzi rămâne pe plus și nu se duce înapoi să fie un reversal, da, să, iar să respingă, putem să zicem că am scăpat de corecție. Da? Adică dacă se închide peste 49.000, sau poate să fie și un doji. Da? Am scăpat. Totodată vă arătam legat de RSI. Da? Motivul pentru care eu am spus ieri că sunt șanse foarte mari să scăpăm este acesta. Da? Se vede foarte clar ceva de genul cum a rupt rezistența. Da? A rupt-o. Să presupunem că aici a mai fost un fake, fiindcă am avut un bullish divergent. Da? Prețul din ce în ce mai jos, RSI-ul din ce în ce mai sus. Și am scăpat. Da? Bun. Haideți să mergem la Ethereum să vedem Ethereum ce a făcut. Ceva foarte frumos. A rupt rezistența, a rupt tiparul. Așteptați-vă la Ethereum la creșteri mult mai frumoase. Adică ceva de genul. Primul target a fost atins 4041. Mai exact 4046. Urmează 4200. 4400, 4488, 4613, 4770 și 5000. Dar, ușor, ușor, încercați să profitați la fiecare nivel de rezistență, fiindcă este un nivel de rezistență. Bun. E-gold-ul. Ce bine arată e-gold-ul. Vă povesteam că aici a fost fundul. Da? De ce? Am mai testat o dată, de 2, de 3 ori, da? Dacă mergem pe un time frame pe 4 ore, o să observăm că avem multe, multe lumânări care au testat zona asta aici. Da? Mă refer în trecut. Da?
asta contează, asta e zona de suport, și a rupt rezistența. În momentul când a rupt rezistența 244, a plecat. Targetul pentru astăzi este 325, dacă îl rupe pe acesta, poate să fie și 364. Da? De ce? În primul rând, acesta este un tipar bullish, da? Toți povesteam zilele trecute, la fel cum e și la Bitcoin, da? Un tipar bullish, același lucru o să facă și Bitcoin mai devreme sau mai târziu, doar că necesită răbdare, ceea ce este cea mai importantă în ceea ce facem noi aici. Dacă nu avem răbdare, nu putem să înțelegem mai nimic, da? Pentru asta trebuie să ne setăm și să vedem lucrurile ușor, ușor, ușor. Bun. Povesteam că 364 poate să fie atins astăzi și ca și idee, când rupe un astfel de tipar, o să vrea să meargă să testeze, scuze, fiecare nivel de rezistență de unde a căzut. Iar targetul este aici, fiindcă de aici a căzut. Da. Deci o să vrea să meargă să testeze fiecare nivel de rezistență. De ce? Fiindcă fiecare nivel de rezistență a fost suport și acum devine rezistență. Bun. Astea fiind spuse, pentru cei care vor să învețe mult mai mult sau să vadă lucrurile din ce în ce mai simplu, fiindcă ideea de bază asta este, sau cei care vor să facă o carieră sau să trăiască din chestia asta, să așteptați pe canalul de Discord. Astăzi, la ora 20, o să avem un call cu toată lumea să încercăm să îi ajutăm acolo unde nu reușesc. Da? Inclusiv astăzi au fost o grămadă de monede care s-au mișcat superb, da? Chiar de dimineață, inclusiv și e gold-ul, cred că l-am pus la prima oră, da. Spus că 325 NER gold MDT-ul, ia asta ce a făcut, 0,08, cam toate au excelat momentul de față. Da? 14 l-am pus 0, da, un 2%. De exemplu, mă întreba cineva astăzi o chestie foarte interesantă: Narcis, am făcut 2%, ce să fac? Să mai intru încă o dată, să mai fac 2%? Și am zis, dacă intri într-o monedă care, să presupunem, i-am arătat eu așa ceva, 15 minute, da? 2 secunde, 2 secunde. Deci dacă intri într-o monedă care este la un suport, da? Poți să intri să faci, să mai faci încă o dată cei 2%, corect? Bun, în principiu cam atât am vrut să vă spun. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă în trading și Doamne ajută!